Salut, eu sunt Liviu și bine te-am găsit la un nou episod din Dead by Daylight. Da, o să jucăm din nou cu Jane, pentru că ăsta e caracterul meu principal, adică cu ăsta îmi place să joc cel mai mult. Și da, o să jucăm din nou cu build-ul meu principal, pentru că, nu știu, cu ăsta mă descurc cel mai bine. Și nu neapărat, ci pur și simplu cu ăsta am eu chef să joc astăzi. Și mai multe nu am să vă spun deocamdată, așa că sper că o să găsim niște meciuri faine, ceea ce probabil așa o să fie, și în continuare vă las cu gameplay-ul. Și ne jucăm pe Autoheaven Records. Cumva pe Autoheaven Records am jucat și data trecută, cred că da. Salut! Da, are cum naiba se numea? Hex Ruin, nu știu de ce, încep să uit cuvinte aparent. Are Hex Ruin și sper să apucăm să terminăm asta, înainte să vină killerul prin zona asta. Oh, e Huntress și vine fix aici, așa-i? Da, vine fix aici. Sau ba nu? Bun, am reușit să terminăm ăsta, între timp doi băieți ori ajuns să fie răniți și nu cred că o să mă bag în seamă cu killerul deocamdată, ci o să mă duc să mai repar un generator. Uite pe Claudette. O prinde killerul, n-am un flashlight, de data asta mi-am rus un medkit. Da, o prins-o. Din păcate n-am acum flashlight, dar totuși o să stau în zonă ca să o salvez. De ce vii în partea asta, amice? De ce vii în partea asta? A, nu mai are topoare, mă. Hai că o scot pe Claudette atunci. Easy! Și o să bag un hit, evident. Sau... Claudette, sper că nu o să te prindă pe tine. Știe că-s aici. Normal că știe, adică era evident. Nu! Nu-mi dai tu mie niciun topor? Nu! Nu-mi dai tu mie niciun topor, am spus? A! Uite că mi-am luat un mare topor, aparent. Mai bine tăceam din gură. Hai, arunci și tu. Nani? Omae wa mou shindeiru. M-a nimerit. Aveam impresia că e pe lângă. În fine, noroc cu ei. Sper să mă salveze băieții. Și văd că i-a scos cineva Hex Ruin-ul, ceea ce e foarte bine. Nu, o urmărește iar pe săraca Claudette și o și prins-o, din păcate. Măcar mă ia pe mine și mă pune în hook. Sper să o salveze pe Claudette. M-a salvat? Mamă, ce m-a salvat tipa aia. Mamă, ce noroc am avut cu ea. Că mă duceam basement, cred. Așa e, cred că era basement-ul acolo. Bun, o să mă duc să-mi dau heal și o să mă duc să-i ajut pe băieți, pentru că deja e o zonă destul de moartă aia. Nu prea mai au palete acolo, din păcate. Bun, mi-am dat heal și văd că i-a dat pick-up lui Claudette. Din păcate, Claudette o să fie deja a doua oară pe hook, săraca. Tipul ăla face body block? Aparent, da. Unde o duce? A, în basement. O să stau aici și după ce iese cu tipa aia din basement... Nu, o prins-o și pe ea. Știi ce? Dă-i pick-up și eu mă duc să scot pe Claudette, pe lângă voi. Sper că n-o să-și ia Claudette mare hit. A, nu o duce în basement. Bun. Claudette. Sper... Ba da, aici o aduce. Îi fac bloc. Nu pot să fac mai mult de atât și nu știu ce naiba face Claudette. Trebuia să fugă. Nu să stea acolo. Claudette o să fie moartă cel mai probabil. Claudette o să moară imediat. Oricum mă duc aici, da. Claudette e moartă. Nasol. I smell pennies. Prietene. Știi ce? O să las asta mai rapid. Că nu vreau să-mi iau mare topor. Nu. Cum ai de gând să joci? Spune-mi, te rog. Unde naiba îi? Da, îmi iau hit. Mă duc în basement. Nu mă așteptam la asta, credeam că îmi vine prin spate. Oricum mă duce în basement sau mă duce aici sus. Sper că o salvează tipul ăla pe Claudette, totuși. Cred că l-au văzut și pe el și s-o cam terminat meci, așa-i? Cred că da. Bun, l-o scos și pe ăla din basement și văd că killerul nu e interesat în ei. A, de fapt s-o dus să-și ia topoare. Claudette nu veni să... Claudette e kamikaze! Ce naiba, Claudette e kamikaze! Măcel. Tipul ăsta face măcel. Și celălalt unde-i? Cred că e în dulap, așa-i? Cred că s-a băgat în dulap. A avut DC tipul ăsta și da, tipul ăla se ascundea în dulap, am avut dreptate. O nimerește iar? Totuși, sper să mă salveze și pe mine cineva până nu intru în struggle. Ar fi perfect. Poate mai avem o șansă în meciul ăsta. Poate. Mă salvează Feng. Nu, a prins-o pe tipa aia. Bun, Feng o să fie pe jos imediat. Ah, nu a nimerit-o.
Mă mir că nu a nimerit-o. Eu am DCU oricum, dar o să-mi rog să-mi dau heal și după aia încerc să-i ajut. Văd că o ridicat-o și pe Claudette. Bun, mi-am dat heal, între timp o prins-o pe Feng. Și Claudette cred că-i urmărită în momentul ăsta. Ah, o ridicat-o pe tipa aia. Sau s-o ridicat singură cu Unbreakable-ul? Unde-i killer-ul? Mamă. E nasoală situația, e foarte nasoală situația de fapt. Nu-mi da hit. Știi ce? Am plecat de aici, nu prea știu cum să-i ajut. Vine după mine sau nu? Îi dă pick-up lui tipa aia. Și între timp o să mă duc să încerc să-l ridic pe ăsta. Uf. Oh, nu. Nu ți-ai putut da recover puțin mai repede. Fugi. Nu știu ce face tipa aia. Merge cam încet. Bun, tipul ăla din hook a fost salvat. Și probabil killerul acum o să meargă înapoi la ei. Claudette e moartă. Nu mai are rost să mă duc. E moartă pe hook. Frate, ce-i meciul ăsta? E măcel meciul ăsta și Claudette mai era și kamikaze mai devreme dacă ați fost atenți. Nu știu, pot să o ți ridic? Nu cred că apuc. Ba, dacă suntem amândoi apucăm. Bun, fugi. De ce îi dai heal complet? Nu știu ce fac băieții ăștia, eu oricum o să mă rug să fac un generator. Pentru că deja nu am pierdut mult prea mult timp în partea aia. Da, e absolut măcel ce se întâmplă în partea aia. O făcut killerul ăla la puncte, cred că e full de puncte. Da, trebuie să mă duc să-i ajut, n-am ce face. Sunt toți trei pe jos. Serios? Nu știu ce să fac. Tipul ăla e mort. Bun, nu o să mă duc acum pentru că are barbecue în chili. Are barbecue în chili și vine după mine. Da, și mi-au hit. O mamă, ce aproape a fost. Pe unde vii? Pe aici, bun. Pot să sar? Nu pot. Mi-au mare topor? Nu mi-au mare topor. Da, ții tu stun. Așa. Băieții aia, din păcate, nu mai au unbreakable niciunul. Pentru că aia ar fi fost singura lor șansă. Și tipul ăsta pare să aibă meciul perfect. Și-o luat topoare și vine după mine. Mamă, ce noroc a avut cu barbecue în chili-ul ăla. Oh, ce schemă mi-au făcut. Sar, te rog, mai rapid, Jane. Așa, și probabil aici o să mă duc și eu pe jos. Așa-i? O să-mi iau topor oricum și dacă... Cred că n-am ce să fac. Mamă, bă, e tensionat rău meciul ăsta. Da, n-am ce să fac. O să mor, din păcate. Îmi iau topor acum? Da, nu încă. Nu, încă rezist. Mamă, ce meci. Ce meci tensionat. Aruncă și tu cu toporul ăla. Prin ce parte vii? Pe aici. Bun, o să las asta. Și acum probabil mor. Ba nu. Încă nu. Încă mă duc mai departe, băieți. Încă mai rezist. Dar nu știu cât mai pot să rezist. Faci fake-uri? Nu. Credeam că vine prin partea aialaltă. Mamă, ce mi-ești tensionat, frate. Câtă acțiune a fost în meciul ăsta. Din păcate, îs mort. Da, o să mor imediat. Oricum, a fost un meci foarte tensionat ăsta. N-am mai avut de câteva zile un meci chiar în halul ăsta. Și, bă, nici nu pot să zic că o cam pat killerul ăsta. Nu știu ce să zic. O jucat destul de ok. Oricum, a fost un meci fain. Chiar a fost un meci fain ăsta. Și jucăm pe Auto Heaven Wreckers. Mi-am adus și un medkit și văd că m-am spawnat fix lângă un generator. Deci o să mă pun să îl repar până vine killerul în zona asta. Uite-l pe Quentin. Ah, Quentin e șmecher, mă. El face moonwalk. Cum e corect? Face moonwalk sau... Habar n-am. Oricum, o să repar asta. Văd că au făcut băieții acolo un generator și imediat îl fac și eu pe ăsta, cred.
Cred că l-au prins pe Quentin. Da, îl cheamă Quentin pe tipul ăsta și am impresia că e chiar Quentin. Oricum, eu am reușit să termin ăsta, numai că probabil acum o să vină killerul fix după mine. Dacă îl pune pe Quentin în hook, nu o să mă mai găsească. Doar dacă are barbecue în chili. Oricum, o să încerc să îl ajut pe tipul ăsta. Uite-l pe Dwight. Boom! E un killer silențios? Uite-l și pe David. Nu-i silențios aparent. Ai, Hag, mă! Da, Hag e un killer destul de enervant de jucat împotriva lui. Capcanele ei. Trebuie să mă duc pe Crouch. Da, campează sau ce? Campează în basement? Ce naiba-i asta? Tipa asta pur și simplu campa în basement. Și s-a dus înapoi. Bă, serios, frate, să campezi în basement? Ce naiba-i asta? Văd că l-au scos băieții pe Quentin. Că era și killer acolo cu ei în basement. Oricum, mi-am dat heal. Și nu știu ce naiba fac băieții ăștia. Dar pare un match destul de ciudat până acum. Dwight, hai să-ți dau heal. Așa. Și i-am dat heal lui Dwight. Și acum, prietene, ar trebui să reparăm și noi un generator. Uite-l pe Quentin. Săracul de el, e rănit. Hai să-i dăm heal Dwight, așa. Și acum hai să reparăm toți trei ăsta. Ok, boomer, shut the fuck up! Bun, am terminat ăsta cu băieții. Și, da. Și Dwight mi-a furat totemul. Dar parcă am mai văzut eu unul aici undeva, așa că o să mă duc să-mi iau rapid punctele gratis. Aici, parcă? Da, uite aici. Bun, mi-am luat punctele gratis și Dwight, voiam eu să iau chestul ăsta. De ce îmi fur chestul, a? Eu m-am uitat la el prima oară. Hai să vedem ce prinde totuși. Un toolbox, e mai bun medkit-ul meu. Doamne, ce m-am speriat. Mamă, ce rău m-am speriat. Și odată pe, ai făcut foarte rău, amica mea, să știi. Mamă, am pierdut un pic. Ce naiba? Dar nu o văd că e prea mică. Ce face, mă, killerul ăsta? Ce schemes astea? Mamă, dar ce mică îi. E așa greu de văzut. Bă, ce naiba face killerul ăsta, săracu? O luat space? O luat space killerul, băieți? Yo, get the fuck out of my way. Nu prea știe de ea, săraca. Așa că o să mă duc să repar ăsta. Văd că îl prinde iar pe Quentin? De fapt, nu știe de a l-a lovit pe Quentin, dar săraca e pierdută în spațiu. Și zic săraca pentru că vorbesc gen săraca Hag. Înțelegeți voi? Să nu spuneți că sunt analfabet. Quentin, ce faci, băiatul? Ești rănit? Da, mă, și eu știu de astea, nu numai voi. Hai să-i dăm heal rapid. Așa. Bun, acum hai să reparăm ăsta. Îl vedeți? Așa. Am văzut-o cum și-a pus un trap acolo înăuntru. Și îl prinde pe David? Bă, ce naiba se întâmplă? Nu vede? Uitați-vă cum își bate joc de ea, săraca. Dar știu că și-a pus un trep aici undeva, parcă. Aici? Da, aici. Și și-o dat TP. Și hit nu-mi dai să știi. Bă, ce cu launch-urile astea? Ai nebunit, Hag? Hag, ai înnebunit? Și m-o și lăsat în pace. Bun, o să mă duc să repar pe ăla de atunci acolo. Pe ăla de acolo atunci, nu știu ce naiba tot încerc să vorbesc aici. Uite-l pe Dwight. Spicy. Dwight îi rănit săracu. Și văd că l-a prins pe David. Și iar îl bagă în basement și iar o să stea și ea în basement, probabil așa-i? Cred că da. Bun, am terminat asta cu Dwight. Și Dwight, vrei să-ți dau heal? Da, vrea să-i dau heal. O, nu, Dwight, cred că ne-a văzut killerul. Ne-a văzut, dar nu vrea să ne bage în seamă, aparent. Vrea doar să-l campeze pe ăla, probabil. Bun, acum hai să vedem cum putem noi să-l ajutăm pe tipul ăsta. Sau să continui să lucrez la generator. Cred că o să lucrez încet încet la ăsta. Și între timp, Dwight, sper să meargă să-l salveze pentru că are Urban Evasion. Deci se mișcă foarte rapid pe Crouch. Prietene, de ce ai vrut să te ridici în picioare dacă aveai Urban Evasion? Nu înțeleg. Oricum, o să repar ăsta și fug eu să-l salvez, cred. O, nu? Vine killerul aici? Da, vine killerul aici. Ce-i, mă, cu launch-urile astea?
O luat Space. Hegu ăsta o luat Space, cred că, săracu. Nu vede bine monitorul, cred că. De fapt, o să las eu ăsta 99, în caz de îmi iau hit să... Să îmi dau heal cu adrenalina. S-a gândit să vină după mine? Nu. Nu vrea să vină după mine. Dar cineva trebuie să-l ajute pe ăla. Ce naiba se întâmplă? Știi ce? Nu-l putem ajuta, mai ales dacă singur. O să mă duc acum și trebuie să mă duc pe crouch. De fapt... Da, mă, mi-o dat hit, că m-am blocat în copacul ăla. Văd că nu îl ajută nimeni pe tipul ăla, așa că trebuie să termin rapid generatorul ăsta, ca să îmi iau heal de la adrenalină și să ne cărăm de aici. Vine după mine? Cred că vine după mine, băieți. Spune-mi, te rog, că m-ai pierdut. Nu vreau să-mi iau și eu camp ca și băieții ăia. Am lăsat ăsta de vreme. Dintr-un oarecare motiv m-am panicat. Și... Heg? Oh, nu! Îmi dă hit, aparent. Flaunch? Are noed. E fucking noed. Te rog, nu mă duc în basement, ci mă campa. Bun, nu mă duc în basement. Băieții, eu scos noed-ul cu o secundă mai târziu decât trebuia. Sper că o să mă salveze și sper că ați lăsat poarta 99 deja. Pentru că n-aș vrea să mor. Cumva nu-i campează? Adică cumva nu mă campează? Apare nu m-a campat. Băieți, sper că ați lăsat poarta aia 99. Îmi face tunnel. Ia-mă numai pe sus că am DC-ul și am și unbreakable-ul. Deci dacă băieții au lăsat poarta 99, oricum scap. Nu, l-o prind și pe Quentin. Și Quentin e mort pe hook dacă îl pune pe hook. Să nu-mi zici că te prinde și pe tine, Dwight. Cred că o să-l prindă și pe Dwight. La cum văd eu că stă situația. O să mă duc încet încolo și o să încerc să văd dacă e poarta 99. Nu-i 99, nici măcar nu s-au atins de ea, ce naiba. Bun, oricum o să mă duc încet încoace și o să îi dau heal lui Quentin, dacă nu-i dă Dwight acum. Da, îi dă Dwight. Și l-o prins iar săracu. Cred că ar trebui să... Dacă Dwight o poarte învârti puțin, o să îl salvez eu pe Quentin și Quentin trebuie să ne cărăm de aici. Nu știu dacă apuc. Bun, am apucat. Vine după mine, așa-i? Nu, e după Quentin și aproape l-o prins la faza aia, dacă ați fost atenți. Oricum, trebuie să-mi dau heal neapărat aici undeva. Nu mă așteptam să fie un match așa de tensionat, având în vedere cum o juca killerul ăsta, dar aparent chiar îi. Îi dă mori! Îi dă mori lui Quentin, săracu! Oh, nu! Frate, eu apuc să scap! Nu știu ce să fac, dacă vine să verifice poarta asta, nu o să apuc să scap. Are semn pe aici? Nu are semn. Bun, o să încerc să deschid poarta asta. Și sper că nu o să vină încoace și îl caută pe Dwight. Sper. Bun, am reușit să deschid poarta, dar din păcate chiar în momentul ăsta i-a dat pic și lui Dwight. Și nu prea am cum să-l ajut. Îmi pare rău, Dwight. Dar n-am cum să mă duc până acolo să-l ajut, totuși. Și ați văzut cum campează killerul. Mai ales că îi și Heg și are trepurile alea oribile. Și nu știu. Cred că n-am nicio șansă dacă mă duc să-l scot. Că îi fix în capătul celălalt al mapei, totuși. Să încerc? Hai că încerc. Nu mai încerc. Îl campează. Stă fix lângă el. Așa că... Aș vrea să scap decât să mor, totuși. Îmi pare rău, Dwight, dar n-am ce să fac. Asta este. N-am cum să mă pun cu un camper.